Pentru că au fost copii cu minți și silitori, Moș Crăciun a lăsat la primăria Poiana Câmpina daruri pentru toți elevii școlii Ion Mateescu. Mesagerul său a fost viceprimarul Sergiu Constanda. Copiii au fost foarte cu minți în comuna noastră, moșul a venit atât la grădinițe cât și astăzi la școala gimnazială Ion Mateescu și mă bucur că le-a fost, într-adevăr, le-au pus în plăsuțe, dulciuri, fructe și tot ce cred că și-au dorit ei. S-au făcut un număr de 300-350 de pachete, să vă spun exact, și mă bucur că au fost dați atât la cei de la grădință, cât și la cadrele didactice, copiilor de la toate clasele și sper ca la anul să facem acest gest frumos în continuare pentru cei mici. Copiii au fost extrem de încântați de darurile primite și au promis că anul viitor vor fi și mai cu minți. Ce ți-ai adus, moșu? Dulciuri. Ești bucuroasă? Da. Ai fost cu minte anul ăsta? Da. Ai fost cu mințica anul ăsta? Da. Cu ce fapte bune te lauzi? Ce ai făcut-o așa în mod deosebit? Ești bună la școală? Da. Ce ți-a adus moșul? Păi, niște bomboane. Portocale. Ai fost cu mintea noastră? Da. Cu ce fapte frumoase poți să te lauzi tu? Ce ai făcut în mod deosebit? Nu știu. Îi ajut paparii la treburi. Învăț, scriu. Înseamnă că de asta a venit moșul la tine, nu? Da, da. Ce ți-a adus moșul? După cum văd eu aici, foarte multe dulciuri. Cu această ocazie, viceprimarul Sergiu Constanda le-a transmis și un mesaj poenarilor. Le doresc un Crăciun fericit, un an nou cât mai bun și întotdeauna este loc și de mai bine.